Iisus a început atunci să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi, trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Stăteam pe bancă aici și mă gândeam, ascultându-l pe fratele Dan, cunosc mai mulți slujitori ai lui Dumnezeu de prin America, de prin Europa, din România, și stăteam și mă gândeam așa, făceam o listă în mintea mea și cred că cel puțin 10 sunt spre care privesc de jos în sus cu multă admirație, pentru că au teamă de Dumnezeu, predică tot cuvântul lui Dumnezeu și își dau toată silința să fie după placul lui Dumnezeu, nu după placul oamenilor. Și cu smerenie spun, fratele Dan este între acești frați slujitori. Și chiar vă rog să prețuiți pe fratele Dan în Domnul și să vă rugați mult pentru astfel de oameni. Pentru că astfel de oameni în vremea din urmă sunt tot mai loviți, tot mai marginalizați și tot mai desconsiderați. Ascultând mărturia fratelui Dan despre această tânără de 22 de ani care a fost vindecată, înainte să încep să aduc câteva gânduri pentru noi toți în această seară, vreau să vă spun și eu, nu știu dacă am spus în locul acesta, o mărturie care nu s-a întâmplat de foarte mult, cred că sunt vreo 2 ani de zile de când s-a petrecut în mijlocul bisericii noastre. Noi nu suntem o biserică mare, frații știu, fratele Dan, care am fratele Dan Maseda, împreună cu frații care ne-au vizitat. Dar acolo, în mijlocul nostru, avem o soră care nu s-a pocăit nici ea de mult, nu putea să aibă copii și a înfiat un copil. L-a luat, de fapt, în plasament. Dar a luat un copil cu probleme foarte mari. Un copil care a fost crescut de niște părinți până la vreo 3-4 ani de zile drogați, cu tot felul de probleme. Și copilul acesta, când venea în biserică, în casa de rugăciune, se manifesta într-un mod ieșit din comun. Uneori fugea cum ar fugi de aici, din fața amvonului, până în fața, până la ușile respective din spate. Așa și ușile la noi, numai de sticlă toate. Și la 4 ani de zile, 5 ani cât avea atunci, vreo 4 ani cred că avea, să nu greșesc, se ducea din viteză și ca și cum n-ar fi ușile acolo, se izbea de uși și cădea pe spate. Se ridica ca și cum n-ar fi pățit nimic. Se ducea să izbea de perete. Și într-o duminică dimineața, deranjând așa părtășia și slujba, serviciul divin a bisericii, așa s-a deranjat Duhul în mine. Ne-a mai rugat pentru el până atunci, dar atunci a fost ceva, așa am simțit o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și
ora de rugăciune are vreo 3-4 rugăciuni, depinde când sunt de lungi rugăciuni, nu știu câte rugăciuni au fost atunci. Dar cred că de la prima rugăciune, în timp ce frații mijloceau pentru probleme, l-am luat în brațe și m-am rugat pentru el să-l elibereze Domnul. Dar nu s-a întâmplat nimic. A venit Duhul de necredință. Dar am zis, Ilie s-a rugat de 7 ori să vină ploaia și Dumnezeu a dat ploaie. Și la a doua rugăciune l-am luat înapoi și m-am rugat. Nu știu de câte ori m-am rugat în timpul rugăciunilor, dar la un moment dat, în timpul unei rugăciuni, m-am rugat pentru el și am simțit că mă golesc așa, ca și cum aș cădea jos. Și am zis, ce se întâmplă cu mine? L-am lăsat pe Gabi, s-a dus la mama lui, seara n-au mai venit la biserică, marți au venit la rugăciune. Dar marți când au venit la rugăciune, sora Stella era plină de bucurie. A zis, frate Mircea, am fost cu el ieri, luni, la terapie. Și doamnele de acolo au zis, ce s-a întâmplat cu Gabi, că Gabi este total schimbat. Gabi nu mai este la fel. Le mușca, le zgâria, nu se puteau înțelege niciun chip cu el. O zis, l-am dus la biserică, la pocăiți, o zis, duceți-l mai mult. Dumnezeu își face numele de slavă, pentru că cel ce face lucrări este Domnul, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, am citit în această seară acest pasaj, pentru că sunt vremurile din urmă. Sunt vremurile din urmă și sunt vremuri grele. Și așa cum mărturisea fratele Dan despre ce am predicat fratele Cristian Ionescu, pământul este tot mai tare. Și alte caracteristici ale vremurilor din urmă, pe lângă că pământul este cel mai tare, aș vrea să le menționez în această seară pe câteva dintre ele. Versetul 7 pe care l-am citit. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați. Vremurile din urmă, printre alte caracteristici, sunt caracterizate de foarte multă frică. Frați și surori, trăim vremurile din urmă și este tot mai multă frică, tot mai multă teamă, tot mai multă depresie, tot mai multă nesiguranță. Nu de mult s-a încheiat această pandemie de COVID și acum s-ar putea să vină altele și altele. Avem război la granița de nord și de est a României. Avem război în Orientul Mijlociu, în Israel. Lucrurile pot scăpa de sub control. Sunt vremurile din urmă. În vremurile din urmă sunt tot felul de boli. Și auzim boli care niciodată nu te-ai fi gândit acum 20-50 de ani că le pot avea copiii de câteva luni de zile, cancer, tot felul de necazuri, de nenorociri. În aceste vremuri din urmă, chiar dacă ele sunt caracterizate de multă frică și înspăimântare pentru cei de afară, pentru noi, poporul ales al lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu vă înspăimântați. Îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și, frați și surori, în vremurile din urmă Dumnezeu nu-ți spune că nu vei trece prin război, că nu te vei îmbolnăvi. Dumnezeu nu-ți spune că nu vei suferi și tu. Nu. Dumnezeu spune, în lume vei avea necazuri, te vei confrunta cu situații, dar Domnul spune, eu sunt cu tine.
Domnul spune, mă duc la dreapta Tatălui și de la dreapta Tatălui mijlocește pentru tine, pentru dumneata, și mai face ceva Domnul de la dreapta Tatălui. Știți ce face? Îl trimite pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi și în noi. Și când e cea mai minunată mânghiere, frate și soră? Când totul este bine? Când, nu știu, n-ai nicio problemă? Când e cea mai dulce mânghierea în necaz, în suferință? Atunci se vede slava lui Dumnezeu. Atunci se vede gloria lui Dumnezeu. Sunt vremuri din urmă și în aceste vremuri din urmă poate să fie multă frică, dar vine Dumnezeu în această zi să-ți spună, nu te teme, nu te teme chiar dacă casa aceasta trupească se desface, că noi avem în cer o altă casă la Dumnezeu care nu-i făcută de mână omenească, ci veșnică. Tu, de fapt, dacă ar trebui să te temi de ceva, ar trebui să te temi numai de Dumnezeu și să te cutremuri înaintea Lui. Frica de Domnul să fie în tine și în inima ta. Dar nu trebuie să ne temem de oameni, de evenimente, de circumstanțe. Auziți, luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea. Versetul 11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați, să nu vă temeți, nici măcar de ce veți vorbi să nu vă temeți, ce veți răspunde pentru credința voastră să nu vă temeți, că Duhul lui Dumnezeu va vorbi prin gura voastră atunci. Frați și surori, vrea Dumnezeu în aceste vremuri să aibă un popor fără frică. Ne uităm la biserica primară și vedem o biserică persecutată, o biserică bătută, o biserică răstignită, arsă pe rug, dar o biserică care se bucura în încercare și în prigoană, pentru că se socoteau, era o mare cinste pentru ei să sufere pentru credința și pentru numele Domnului Iisus Hristos. Dar noi ne temem de multe ori. Vine o încercare atât de măruntă față de încercările care au venit peste înaintașii noștri și tremurăm. Haideți în această zi să ne uităm la Dumnezeu, la Cel care și-a dat viața pentru tine și pentru noi, care e mai tare, a fost mai tare decât faraon și decât tot poporul egiptean, care a fost mai tare decât toate armatele Canaanului, care a fost mai tare decât imperiile care au căzut una după unul după altul, dar biserica lui a rămas în picioare. Că cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care stă întărit pe vecie, slăvit să fie Domnul. Să nu ne temem, frați și surori, să nu ne temem. Ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturii și citim în Faptele Apostolilor despre Pavel și Sila, care pentru că au eliberat-o pe o femeie îndrăcită care avea un duc de ghicire și au stricat afacerea bănoasă a stăpânilor acestei femei, au fost bătuți, băgați în temniță și picioarele strânse în butuci ca să sufere, ca să fie chinuiți. Dar oamenii lui Dumnezeu, în acele vremuri grele, în acea situație care poate pentru mulți însemna o decepție, însemna un dezastru, însemna o depresie gravă, Doamne, noi am făcut lucrarea Ta și pentru lucrarea Ta suntem necinstiți, suntem bătuți, suntem băgați în închisoare, în temniță. Oamenii ăștia nu s-au resemnat. Oamenii ăștia acolo în temniță, bucuroși că pot să sufere pentru Domnul și pentru credința în Domnul, cântau cântări de laudă.
și îl lăudau, se rugau lui Dumnezeu. Frate și soră, să avem încredere în Dumnezeu, să ne încredem din toată inima în Dumnezeu. Dar vrea Dumnezeu să te încrezi în El atunci când ai văzut minunile în Egipt, când ai văzut că se face Nilul sânge, când ai văzut broaștele și la tine era apă bună de băut, la tine nu erau broaște, la tine n-a bătut piatra, n-a venit focul, n-au venit urgile lui Dumnezeu. Dar urmează după aia Marea Roșie. Acum l-ai văzut pe Dumnezeu și ai văzut mâna lui Dumnezeu, dar vine peste câteva zile, nu foarte multe zile, vine testul credinței și vine faraon cu carele lui din spate. Ce faci? L-ai văzut pe Dumnezeu? Câți ani ai, frate și soră? Câți ani ți-a purtat Dumnezeu de grijă? Te-a purtat pe brațe până aici? N-a fost înțelepciunea ta. N-a fost protecția mea că m-am păzit eu foarte bine. A fost brațul lui Dumnezeu. Te-a dus până la Marea Roșie. Dar poate veni încercarea din spate. Ce facem? Cârtim? Zicem, unde-i Dumnezeu? Sau plin de încredere spunem, Domnul va lucra, Domnul va aduce izbăvirea. Nu știm cum va lucra Dumnezeu, dar ne abandonăm în brațul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nostru e viu. El ține universul în mâna Lui. Și Biblia spune că știe toți firii, toate firele de păr din cap. Ți le știe pe număr pe toate. Zice că o vrabie nu cade la pământ fără să știe cel prea înalt, Domnul. Ai încredere în Dumnezeu, frate și soră. Vine Goliat în fața ta. Nu tremura ca Saul. Nu tremura ca Saul. Că Domnul care a coborât din cer să moară la Golgota pentru tine, nu te lasă. Dar uită-te țintă la Domnul. Nu te uita la tine că e slab, nu te uita la Goliat că e mare, uită-te la cel atotputernic. Știți ce au spus cele două iscoade, celor 10 și întregului Israel care era strâns? Da, oamenii ăștia au cetăți înalte, oamenii ăștia sunt înalți, sunt uriași, dar ei nu au pe nimeni, noi îl avem pe Domnul. Frate și soră, mai mult poți să spui decât evreii, că evreii nu l-au avut pe Hristos, Domnul care a murit la Golgota și care a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, dumneata și eu l-avem. De aceea în aceste vremuri din urmă, în aceste vremuri în care lipsește pacea, în aceste vremuri în care frica cuprinde omenirea, în aceste vremuri în care mulți de groază și de frică se vor duce înaintea munților și vor spune că des peste noi, că nu mai suportăm. În aceste vremuri tu să ai pace. Nu contează ce ai, nu contează dacă toți te vor părăsi, nu contează cine va mai fi lângă tine, Domnul să fie lângă tine, atât contează. Și Dumnezeu își va face numele de slavă. Vrea Dumnezeu să vadă oameni care nu se tem. Știți că la un moment dat, citim în Geneza, a fost o luptă puternică între o coaliție de împărați. Erau 5 împărați cu armatele lor care s-au bătut cu 4 împărați cu armatele lor. Și ăștia 4 împărați cu armatele lor au fost mai puternici, coaliția asta, uniunea asta de armate, i-au bătut pe cei 5. Și dintre pierzătorii, când au pierdut lupta, după aia n-au mai avut armate ca să apere și cuceritorii au cucerit cetățile lor și au luat bogății, au luat femei, au luat familie, au luat robi, au luat tot ce au dorit ei. Și între robi era și Lot. Era și Lot, nepotul lui Avram. Dar ce a făcut Avram? S-a temut? El n-avea armată. Știți ce avea? Robi. Robi care ce făceau? Aveau grijă de turmele lui. El nu avea soldați care să ducă lupte de cucerire cum aveau armatele acestea care cu asta se ocupau atunci.
Se duceau să cucerească, se duceau prin violență să iau tot ce doresc ei. Fama avea și el robi, dar nu i-a înarmat pe toți. A înarmat 318 robi. Și cu 318 robi s-a dus împotriva unei coaliții, unei armate a 4 împărați, care au fost mai puternice decât o coaliție de 5 împărați. Dar cu Avram și cu cei 318 robi, oameni fără experiență militară, a fost cel prea înalt. A fost Dumnezeu. Și Avram a putut probabil să spună ce a spus altă dată David: 1000 să fie de o parte și 10.000 de altă parte. Când e Domnul de partea ta, ai biruința asigurată. Frate și soră, aș dori din toată inima să ne încredem în Dumnezeu. Să te încrezi în Dumnezeu prin orice vei trece. Nu ne garantează Dumnezeu tot timpul vindecarea. Nu ne garantează Dumnezeu că vom fi scăpați și că nu vom muri uciși de oameni, că nu vom plăti cu viața pentru credință. Nu ne garantează asta. Dar știți ce ne garantează? Auziți, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Asta ne garantează și asta e cea mai mare garanție. Să rabzi până la capăt. Să nu te temi orice-ar fi și să te duci până la capăt. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. În al doilea rând, vremurile din urmă sunt caracterizate de lepădare de credință. Iisus a început atunci să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. De ce? De ce a spus Domnul lucrul acesta? Auziți, fiindcă vor veni mulți, nu puțini, mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Frate și soră, în această vreme grea din urmă, eu stau de multe ori și mă uit în jur și văd atâția hristoși mincinoși. E plină țara noastră deja de hristoși mincinoși. E plină, ce să vorbim, de Europa, de America, de hristoși mincinoși. Care Hristos nu-i Hristosul mincinos? Pentru că numai pe Hristosul adevărat, dacă îl urmezi, ajungi în ceruri. Numai pe Hristosul adevărat, dacă îl primești în inima ta și îl slujești, crezi în el, crezi în jertfa lui, păcatele ți-n iertate, și apoi dacă îl urmezi pe calea cea îngustă, ajungi în împărăția lui Dumnezeu la final. Care e Hristosul adevărat? Știți care este, frate și soră? Hristosul care se potrivește cu Evanghelia. Hristosul care se potrivește cu tot cuvântul scris. Că astăzi se ridică hristoși care ne dau voie la lucruri care sunt negru pe alb sau roșu pe alb, interzise de Scriptură. Bună oară, sunt multe exemple pe care pot să vi le spun. Sunt multe exemple pe care pot. Sunt astăzi hristoși care dau voie femeilor să predice și să fie păstorițe, să fie ordinate. Ăștia sunt hristoși mincinoși. Ăștia sunt hristoși mincinoși. Nu mergeți după ei. Sunt astăzi hristoși care spun: darurile Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt a fost pentru acum 2000 de ani. Nu mai e nevoie de botez cu Duhul Sfânt, nu mai e nevoie de darurile Duhului Sfânt, nu mai e nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. A fost până s-a făcut canonul Scripturii. Ăsta e un alt Hristos mincinos. Există astăzi hristoși mincinoși care vin și spun: toate credințele de pe fața pământului trebuie să fie într-una singură. Nu contează că ea se închină la icoane, nu contează că ea se închină la idoli,
Nu contează că, nu știu, ăla de la spune că el e înlocuitorul lui Hristos pe pământ. Nu contează. Sunt Hristoși mincinoși. Orice Hristos, frate și soră, care nu vine cu toată Scriptura, care scoate ceva din Scriptură sau adaugă ceva la Scriptură, este un Hristos mincinos. Ascultați-mă bine, depărtați-vă de acești Hristoși. Unul singur este Domnul Iisus Hristos. Unul singur. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturii și vreau să citesc: păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Sunt astăzi unii care spun: stați liniștiți, nu vă păziți. Stați liniștiți, nu-i nicio problemă, dar Hristosul adevărat spune: fii atent. Păzește-te de Hristos și de prorocii mincinoși. Auziți ce zice Domnul Iisus Hristos cel adevărat: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Auziți, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe nisip. Și ce se întâmplă? Stau în picioare în vremurile care vin. Stau și rezistă prin încercări, nu-și pierd credința. Nu strigă, nu se răzvrătesc, au pace în încercare. Doar aceia care și-au zidit viața pe cuvântul adevăratului Iisus Hristos, pe toată Scriptura. Cei care urmează Hristoși falși ajung în rătăcire, ajung fără putere, ajung fără direcție, ajung în mare nenorocire. Haideți să-L avem în inimile și în viețile noastre pe Domnul Iisus cel adevărat. Pentru asta, frați și surori, găsiți-L aici pe paginile Sfintelor Scripturi. Aici îl găsim pe Domnul Hristos cel adevărat. Nu-L găsim în altă parte, aici. Și zice Scriptura că pe Hristosul cel adevărat, chiar și cel fără minte îl găsește dacă îl caută aici. Chiar și cel fără școală, care n-are facultăți multe, îl găsește aici. Oricine îl găsește pe Domnul Iisus aici. Pentru că dacă e sincer, Duhul lui Dumnezeu îl arată pe Domnul Iisus Hristos cel adevărat. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. E o vreme de lepădare de credință, frați și surori. E o vreme de mare lepădare de credință. De aceea Apostolul Pavel, însuși Apostolul Pavel, spunea chiar despre el însuși: auziți-mă, frați și surori, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. O altă evanghelie de cine adusă? De un alt Iisus. Are în centru ei un alt Iisus. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și ce fac? Fără nicio frică, fără nicio rușine, cu obrăznicie, voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris este pentru folosul nostru, frați și surori. Oamenii ăștia vor să răstoarne. Dar auziți ce zice Apostolul Pavel: dar chiar dacă noi înșine, chiar dacă eu, Apostolul Pavel, sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Și continuă foarte frumos Apostolul Pavel: caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor, să mă pun bine cu oamenii, sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor și nu lui Dumnezeu, n-aș mai fi robul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute, frați slujitori, în aceste vremuri în care se pune pe noi presiune,
să primim și să deschidem porțile pentru lucrurile lumii, să intre un Hristos fals în adunări și în adunările noastre, să ne dea putere să dăm afară orice Hristos fals, să rămână dincolo de ușile bisericii, dincolo de ușile familiilor noastre, pentru că noi vrem cerul, noi vrem mântuirea și noi vrem cu Domnul. Numai așa putem rezista și aici și numai așa vom putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Hristos fals. Și în al treilea și în ultimul rând, și mă voi apropia de încheiere, frați și surori, vremurile din urmă, nu din acest pasaj, dar din alt pasaj din Sfânta Scriptură, tot cu privire la vremurile din urmă, sunt caracterizate de bunăstare și bogăție fără de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus că în vremea din urmă va fi aidoma ca pe vremea lui Noe, aidoma ca pe vremea lui Lot, ca în Sodoma și Gomora. De ce erau caracterizate aceste vremuri dincolo de păcat, dincolo de homosexualitate și fără de lege? Erau caracterizate de faptul că oamenii căutau doar bunăstarea materială fără de Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu nu vrea să fim săraci. Dumnezeu ne binecuvintează. L-a binecuvântat pe Iov, l-a binecuvântat pe Avram. Dar știți ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vorbea poporului Israel și spunea: când vei ajunge în țara Canaanului, o țară în care curge lapte și miere, și te vei duce și vei avea cetăți pe care nu tu le-ai zidit, vii pe care nu tu le-ai sădit, vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru tot ce ți-a dat Domnul. Frate și soră, vremea din urmă este vremea în care Dumnezeu este scos afară din societate, este scos afară din mijlocul nostru, este vremea pildei bogatului căruia i-a rodit țarina, acel om care a avut o binecuvântare foarte mare și a stat în patul lui și se gândea: ce voi face, cam atât de mult? Și în loc să spună: vreau să-mi strâng și o comoară în ceruri, și dacă Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am nevoie, mult mai mult decât îmi încape în hambare, mi-a dat ca să fie o mână întinsă pentru cel nenorocit, pentru amărâtul fără sprijin, pentru văduva fără ajutor, pentru bolnavul și nenorocitul care nu are nimic. El a zis: știu ce voi face, nu mă duc la spitale, nu mă duc la orfelinate, nu mă duc la cel care n-are, dărâm toate hambarele și voi face altele mai mari. Frate și soră, când Dumnezeu îți dă, binecuvintează-L pe Dumnezeu cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Binecuvintează casa lui Dumnezeu cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Dă săracului, dă amărâtului, ca să ai o comoară în ceruri, pentru că tot ce lași, tot ce ții numai pentru tine, aici va rămâne totul. Domnul Iisus Hristos a spus și altă pildă. Un bogat care umbla în porfiră și în subțire, și la ușa lui, la poarta lui, era Lazar, un sărac lipit, n-avea ce mânca, n-avea nimic, câinii îi lingeau bubele și bogatului nu i-a păsat nimic, nu l-a durut deloc de Lazar, a murit. Știți unde s-a dus? În chinuri, în iad. Domnul Iisus a spus și altă pildă. Un om căzut între tâlhari, pe lângă care a trecut și un levit și un preot, dar un samaritean s-a plecat și din ce a avut el, cu ce a avut el, a ajutat. Frate și soră, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că în vremea din urmă trebuie să facem fapte bune, nu ca să fim mântuiți, ci ca să arătăm că noi avem o credință vie. Nu credința moartă, astăzi unii nu au nici măcar credința dracilor. Iacov zice că dracii cred și se înfioară, dar noi, unii dintre noi, când trecem pe lângă un amărât, când știm că e o situație, am putea ajuta cu o zi de post, am putea interveni, nimic nu ne mai mișcă. O, Domnul să spargă inima de piatră și în aceste vremuri din urmă să fim oamenii
care facem binele, oamenii care ne jertfim pentru cei din jurul nostru. Vreau să mai citesc câteva cuvinte și apoi voi încheia. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, a fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor spune: Doamne, când te-am văzut noi flămând, când ți-am făcut toate acestea? Împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Ce le va zice împăratul? Veniți de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită, veniți în raiul meu. De ce? Pentru că ați avut o credință în Domnul Iisus și credința în Domnul Iisus te trimite să te jertfești cum s-a jertfit Domnul Iisus. Domnul a coborât din ceruri și s-a jertfit până acolo încât a făcut bine tuturor oamenilor din jurul lui, a făcut numai bine. Nu l-a interesat de casa lui, dacă are unde dormi, nu l-a interesat, l-a interesat de binele celor din jur și de binele pământesc, dar în mod special de binele spiritual, de sufletul lor. Vrea Dumnezeu, în vremea din urmă, noi, poporul lui, să avem o dragoste. Și cum se vede dragostea? Păi zice Ioan că cei ce au parte de bogățiile lumii acesteia să-și deschidă inima pentru săracii care sunt în mijlocul dumneavoastră. Și așa se va vedea dragostea. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. E vreme din urmă. Frică multă, lepădare de credință și egoism. Să nu fie Dumnezeu. Dacă am putea, cum a zis fratele Dan Carian, să nu mai, cum zice fratele Chisunescu, e raiul pe pământ. Dar știți cât ține raiul pe pământ? Până vine cancerul sau se apropie clipa morții, se termină raiul ăsta. De aceea haideți să ne strângem comori în ceruri, acolo unde hoțul, rugina și molia nu intră. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin.